aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Bine ai venit, Cătălin. Bine te-am găsit. Mai dai o dată cântecelul ăla? Cu pisicile? Nu știu dacă avem voie, ca că suntem în live pe Facebook, dar cine? Hai să nu... Ce schelă reală era. Auzi, da, am întrebat posesorii de pisici care a fost reacția felinelor, dar oarecum o și făcut câinii care ascultă Europa FM în momentul ăsta, că o mușca din radio. Seama, da. Pisica mea n-a venit astăzi dimineață la mâncare. Eu am două pisici, ele stau pe afară. Erau la concert. Da, așa pare. Îngrozitor. Eu am cred că lume... Ți-a plăcut asta, da? Da, 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 da. Îngrozitor. Da, da. Auzi. Așa mai schimbă și Adele ceva la muzica ei, știi? Vai, parcă sunt eu cântând pe cuvântul. Atât pot și eu. Ok, ne apucăm de rațiunea? Da, ne apucăm de rațiunea. 3, 2, 1, start. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Și acum... Și acum... E vacanța, mai bun, mai relaxați-vă. Hai să vă zic ce se întâmplă, cât lumea e cu gândul la vacanță, la sărbători, la plecări, ce s-a mai întâmplat săptămânile astea. Mai e și război și nu se uită nimeni și atunci știți că în momentul în care nu se uită nimeni, apar tot felul de inițiative și idei în politica românească, pe care trebuie să le menționăm, să le anunțăm populației. Așadar, 137 de parlamentari de la ce partide? Hai, ghici, că vă dau o încercare. Coaliția. Coaliția, de, da. Normal, PSD, așa, PSD, PNL, UDMR au depus un proiect de lege prin care modifică regulile de atribuire a unor investiții publice și cumpărarea unor servicii. Știți că de ceva vreme încoace s-au pus niște plafoane și au zis așa: domnule, ce este sub 450.000 de lei? Deci construire de obiectiv aici era 450.000 de lei, se dă fără licitație. Și lumea a zis, 450.000 de lei merge, deci hai să facem așa. De asemenea, la bunuri și servicii erau 135.000 de lei, dacă nu mă înșel, cred că 135.000 de lei. De exemplu, dacă o instituție publică voia să-și cumpere creioane sau hârtie pentru imprimantă, până la 135.000 de lei dădea fără licitație. Și acum crește pragul la 450.000 de lei? Nu. Să înțeleg? Okay. Revin că-s pe paliere, deci să luăm pe la de 450.000. Ăla e la construcții. A, da? La construcții. Ăla obiective. Dacă vrei să faci o toaletă în curtea școlii, să zicem, și ea te costa 450.000 de lei, deci cum ar fi fost 100.000 de euro? Aia, așa era gândit. E mai simplu. La 100.000 de euro. Bun. Acum încep să râd, că na. Oamenii au venit și au zis, da, de ce să ne încurcăm, frate, la 100.000 de euro, care nici nu mai sunt acum 100.000 de euro, sunt mai puțini, plus că s-au scumpit toate alea, unde au dreptate. S-au scumpit toaletele. Da. S-au scumpit, da, toate alea și au zis și toaletele și au zis, ia să nu mai fie 100.000 de euro, hai să fie direct 1.000.000. Zici, șefule, tot e scump. 1.000.000 de euro. Deci tot ce e sub 1.000.000 de euro ar trebui să fie fără licitație. Bă, da, cu 1.000.000 de euro faci, ce să zic eu, ce faci? Faci la clar. Ce prețuri sunt la noi, nu prea faci nimic. O grădiniță faci undeva la... Cine vrea să facă, da. Cine vrea să facă, faci o grădiniță cu 1.000.000 de euro. Că nu uităm și noi cât mai costă o casă de făcut. O grădiniță faci. Mai faci vreo podișcă, mai faci, știu eu, vreo mică săpătură pentru apă. Mai faci lucruri cu 1.000.000 de euro. Asta dacă nu vrei să pui 3 bănci de 1.000.000 de euro sau 2 toalete... Te-ai prins. Ai ideea. Și la servicii, oamenii au zis că ar fi bine să crească de la 135.000 de lei la 500.000 de lei, adică au adus-o pe asta la 100.000 de euro și a zis, bă, servicii, vreți hârtie să vă luați tot ce serviciu, știu, merge sub licitație. Acum, cum să ne uităm la asta? USR-ul a zis, băi, iarăși vă dați la furăciuni, ceea ce, ținând cont de specificul politicii românești, s-ar putea să fie foarte adevărat, pentru că ce vor oamenii ăștia? Nu vor să mai existe licitație și nu vor... Nu vor să pună oameni în concurență, să fie supravegheați. Se alege o firmă care îndeplinește un caiet de sarcini, în mod evident, și zice, domnule, asta e firma. În general am învățat în anii ăștia că e vorba de firme de casă, firme care sunt într-o relație bună și firme care, sigur, ar putea să umfle în prețuri, că dacă nu e licitație, bagi în ele cât cuprinde, nu? În loc de
50.000 de lei, dai hârtia cu 70.000 de lei. Adică avem sute de dovezi că sunt profituri nejustificate acolo și că în general statul cumpără scump. Și eu ar zice, băi, faceți asta, înțeleg că s-a scumpit, că ăsta e argumentul lor, că s-a scumpit totul, domnule, și pragurile astea sunt de acum inutile, știi, și că trebuie să facă licitație pentru trei lulele. Foarte bine, dar puneți-ne standarde de cost. Știți celebrele standarde de cost pe care clasa politică românească le-a refuzat ani de zile? Creați un mecanism de standarde de cost și ziceți, domnule, uite aici, hârtia în România costă un leu foaia. Nimic mai mult, că o găsiți, da? Și atunci măcar știm că se vinde la un leu, adică undeva trebuie să se asigure un echilibru. Și dacă faceți standarde de cost și faceți o procedură prin care toate lucrurile astea să fie verificate, verificate cu mare atenție, se poate face. Dar Otova nu se poate face cum să vrea și cum s-a făcut ani de zile. Și mai poate fi dublat ceva. Cu un instrument pe care politica să-l sprijine și să spună așa, prieten, vă lăsăm mecanismul ăsta, cât vreți? 500 de mii, da, așa am înțeles că vreți. 500 de mii, foarte bine. Întărim și DNA-ul în egală măsură. Și cine a călcat pe bec? Îi rugăm pe consilierii care nu sunt la putere ceilalți de la USR sau de la alte partide să facă sesizări la DNA, la Curtea de Conturi, să vină să se uite și băieții ăștia și noi îi sprijinim. Da, construiți mai ușor, vă atingeți obiectivele mai ușor, faceți treabă bună acolo, că unde vreți, unde sunteți, dar în același timp vă punem niște mecanisme de verificare că dacă ați scăpat un picior alături, ori mergeți direct la pușcărie, ori nu vă mai alege nimeni niciodată. Eu așa aș vedea. E echilibrat? Zic și eu, mă gândesc. Mulțumim, Cătălin, pentru comentarii. Te așteptăm și mâine alături de noi. Indiferent de ora la care ne asculți, suntem pe aceeași frecvență cu tine. Amazing! Europa FM.